Coșta de Sol sau Coasta Soarelui Portugheză a fost în anii celui de-al doilea război mondial, ceea ce sunt astăzi Coasta de Azur, Monaco sau Saint-Tropez. Multe capete încoronate au venit aici în exil. Printre ei a fost și regele Carol al II-lea, care nu întâmplător și-a cumpărat o vilă în Eștoril. Din curtea acestei vile vă spunem povestea tristă a refugiului regal. Carol al II-lea a fost denumit regele culturii. Niciodată cultura nu s-a bucurat de o mai mare susținere. Ca șef de stat însă a dus o politică dezastruoasă. A introdus un regim dictatorial care a culminat cu asasinate politice, cu scandaluri de corupție patronate de Elena Lupescu, femeia pentru care a renunțat la tron și la familie. După dictatul de la Viena, care a dus la fărâmițarea României, mari monarhul este obligat să plece în exil. Dar nici Occidentul nu-l vroia. Hitler spera să-l captureze. Au venit întâi în Spania, unde n-au fost bineveniți, au ajuns în Portugalia, din Portugalia în Mexico, Cuba, Brazilia. O vreme protejat de americanii, care l-au declarat mai apoi indezirabil în SUA, a negociat cu sovieticii revenirea sa la tron. În Portugalia stă o vreme la Hotel Palacio, alături de alte capete încoronate aflate în exil, dar și de spionii care au inspirat seria James Bond. King Carol, we say King Carol of Romania. Carol al II-lea al României venea deseori la acest hotel în diferite ocazii, dar îl știu și casa de aici din Estoril. În 1948, regele Carol a cumpărat vila din Estoril pentru $15,000 și a petrecut zilele scrind scrisori ba americanilor, ba rușilor, cu dorința de a reveni în țară, chiar și după abdicarea forțată a fiului său. Era nefericit. Nu, nimeni n-ar fi putut să fie fericit să aibă o nevastă cum era Elena Lupescu lângă el. Era absolut imposibilă. Carol al II-lea a murit la 4 aprilie 1953 în vila din Estoril, în urma unui atac de cord.